quiero resaltar la importancia de... Vrem să subliniem importanța organizării acestui site și spaniolă, care este o inițiativă a domnilor Cristian Pasaje și Raul Sanchez, care ne vor explica detaliile acestei dată. A llevat a cabo y nos explicará con detalle esta iniciativa que puede ser muy útil tanto para nuestras embajadas. Este vorba de un site care va fi foarte util atât pentru ambasadele, pentru că va furniza informații de actualitate în domeniul economic, politic și social despre ce se întâmplă în România. Realidad de este país, como por la información que pueda proporcionar a las empresas. Va fi foarte util și pentru companiile din Spania și din America de Sud care sunt prezente în România. Și va informa de asemenea ambasadele despre activitățile acestor companii. Situația economică general del país. El lanzamiento de una página web en español es fundamental porque aunque todos sabemos y quiero acest tip de informație este foarte relevant. Îl avem deja pe mafion.com care scrie știri în spaniolă despre ce se întâmplă în România, dar această inițiativă ne va oferi și mai multe informații în spaniolă, ceea ce este foarte pozitiv și foarte util. Respecto a la web en español, es muy positiva y estoy seguro que va a ser de gran utilidad para todos nosotros. Por ello, muchas gracias y os deseo muchísimo éxito. Todos desde que llegamos aquí siempre hemos tenido a Cuadrón como un referente por el enfoque que da normalmente las noticias. Ahora que lo tenemos en español y también está, no es solamente que las noticias están en español, sino vreau să spun doar că de mult timp n-am mai fost în România, am apreciat site-ul Hotlink ca o sursă foarte valoroasă de informații și faptul că acum există și în spaniolă și că publică nu numai știri traduse, dar și articole în care se face o interpretare a actualității din alt punct de vedere, este un fapt remarcabil. Înainte aveam ca sursă de informații al publicației străine, dar acum această contribuție este destul de valoroasă pentru că ne oferă informații locale în spaniolă, care îi va face pe spanioli și americani de sud care stau în România să se simtă ca acasă. Cristian, salut prezența ambasadorilor, să le mulțumesc foarte mult, prezența oamenilor din mediul de afaceri care sunt interesați de informațiile pe care le furnizăm. Și aș vrea să salut și această mașină, pentru că e un semn că România se construiește. Încă se construiește. Se construiesc clădiri, se construiesc case și atât se construiesc și site-uri. Se construiesc avem și idei. E un lucru bun și mizăm pe acest lucru. O să fac o scurtă prezentare a site-ului în limba română, dar înainte de datele tehnice și reci, care sunt și ele importante, aș vrea să vă spun că inițiativa pe care o avem noi, la ideea lui Raul Sanchez, căruia îi ofer toate creditele pentru această idee, arată de fapt cât de importantă este creativitatea într-o lume din ce în ce mai deschisă și în același timp din ce în ce mai precaută. Evident din cauza crizei economice. Dar așa cum Hotnews.ro a fost în ultimii 10 ani, de când s-a lansat, deja sunt de fapt 13 aproape, a fost tot timpul, a încercat tot timpul să creeze, să inoveze. În aceeași linie se înscrie și această inițiativă. Nu știu câți români s-ar fi gândit la un portal web cu știri în limba spaniolă despre România. A venit Raul, am discutat acest lucru și am convenit că merită să încercăm, pentru că avem un public potențial în Spania, care este o țară prietenă, o țară fundamental apropiată de România, dar în același timp avem un public extraordinar de interesant în America Latină și America Centrală. Un public căruia România nu a știut să îi se adreseze până acum. Din diverse motive. Și atunci, pentru că există această
identitate a României, a statului român, de a se adresa publicului. Aici vorbim de publicul din zona economică, vorbim de publicul din zona culturală, vorbim de publicul interesat de turism în România. Pentru că există această greutate, a venit momentul ca sectorul privat, adică noi Podius, să încercăm să facem această legătură. De aceea spun că e Podius.es, secțiunea în spaniolă, este o inițiativă care are de a face cu creativitatea și, în același timp, cu spiritul întreprinzător. Acum, câteva cifre relevante pentru Podnews. Este primul ziar online actualizat 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Așa ne-am lansat în anul 2000. Așa am ajuns la cifra de peste 1,4 milioane cititori unici pe lună, în fiecare lună, și, evident, e o creștere progresivă, an de an, lună de lună. În redacție sunt 40 de ziariști profesioniști care scriu știri, care elaborează materiale, dar în același timp care produc și foarte mult conținut multimedia, video, audio, fotogalerii. Nu ne rezumăm doar la articole scrise. Acoperim practic toate zonele de interes, cu precădere cele economico-sociale, afaceri, evident, politica în România este inevitabilă. Trimitem în fiecare zi newslettere, news alert-uri, atent selecționate din cele peste 160-180 de știri din fiecare zi. Podnews este unul dintre cele mai vizitate site-uri de știri din România. E important de spus că suntem un site independent, nu facem parte dintr-un grup mare de presă, nici autohton, nici străin. Acționarii Podnews sunt 5 oameni, cei mai mulți dintre ei au lucrat în presă, au fost ziariști sau manageri de presă. Așadar, nu avem în spate un grup mare cu bunele și cu relele pe care le aduce un astfel de grup. Iarăși este important pentru dinamismul Podnews, dar și pentru dinamismul pieței de media din România, 25% din traficul Podnews provine de pe telefoanele mobile și tablete. Arată un public extrem de interesat, care nu mai are răbdare, nu mai are timp să aștepte în fața PC-ului sau laptopului și intră pe device-urile mobile. De asemenea, un lucru la care ținem foarte, foarte mult, avem cel mai mare procent de cititori fideli din toate site-urile de presă din România. E vorba de acei cititori care intră direct pe site și nu ajung pe site printr-un motor de căutare sau prin diverse alte tool-uri. Câteva date despre profilul sociodemografic al cititorilor noștri, echilibru evident între genuri. În ceea ce privește vârsta, 41% dintre cititori au vârstele cuprinse între 25 și 39, iar 71% au între 25 și 59. Așadar, un public foarte tânăr, foarte dinamic și foarte atractiv. 65 dintre cititorii noștri au studii superioare, e un lucru iarăși de care ne mândrim, dar care ne și obligă foarte mult, pentru că e un public pretențios. Aproape 50% din acești cititori au funcții de conducere în instituțiile sau companiile în care lucrează. În ceea ce privește veniturile, avem 54% au venituri peste venitul mediu în România. Un scurt lucru de adăugat la aceste date, vă spuneam, este un public cu care ne mândrim, e un public pe care l-am cultivat. Podnews.ro a sprijinit tot timpul inițiativa privată, a sprijinit creativitatea, a sancționat de fiecare dată populismul, care nu face decât să îți aducă, să-ți creeze o clasă de asistat social. Ori noi vrem să dinamizăm, să ajutăm la dinamizarea societății românești. Acest public, vă spuneam că este onorant, în același timp ne obligă la foarte, foarte mare atenție. De fiecare dată când greșim, pentru că greșim, se întâmplă, suntem sancționați
dur de acest public, care ne trage de mânecă și ne spune că am greșit. De asemenea, acest public ne ajută de foarte multe ori cu informații suplimentare la ceea ce scriem noi. Este un public, este o adevărată pomoară să ai un astfel de public. Bueno, la idea siempre ha sido crear periodismo de calidad sobre... Ideea a fost mereu să producem conținut de calitate despre România în limba spaniolă. Am vrut să apropiem aceste două culturi cu care avem foarte mult în comun din punct de vedere cultural, dar în ultimii ani și comercial, dar care era o țară necunoscută pentru noi. Vrem de asemenea să sprijinim relațiile între Spania și România și mai nou și America de Sud. Din diverse motive, în cazul Spaniei, pentru că situația actuală ne-a forțat să ne trezim și să privim spre alte piețe, și în cazul Americii Latine, pentru că este o regiune în continuă dezvoltare, care are nevoie să atragă și inovație. Și în România se poate găsi și talent și dorința de a inova. Și las competențe de querer hacer más cosas. En pocas palabras, crear un puente entre Rumanía, España y América Latina. Esa es la idea. ¿Cómo? A través de una página web que se va a mezclar. Le ha de a crear una legatura entre España, Rumanía y América del Sur. Prin această pagină web, care are un scop bun. Pe o parte, vrea să fie o agenție de știri, când este acum pornit, să producă articole scurte, dar pe de altă parte, vrea să fie și o sursă de analiză, să ofere o analiză mai aprofundată despre momentele cei care pot fi interesante pentru societate. Vrem să atragem investiții, vrem să atragem turism și vrem să-i atragem pe toți cei care sunt interesați de ceea ce se întâmplă în România. Încercăm să găsim, de exemplu, ce îi place fiecăruia, cum ar putea să fie, de exemplu, dacă mexicanii sunt interesați de gimnastică, să furnizăm informații în spaniolă legate de acest subiect. Ideea generală este să prezentăm economia, atât macroeconomia cât și microeconomia, și să oferim o viziune de ansamblu, atât despre politică, cât și despre economie, care sunt două aspecte care merg mereu legate, care nu se pot despărți. Vrem să arătăm și cum gândește societatea românească și să promovăm cultura de acum. Al día a día. Y luego también sería promover la cultura y la sociedad. Pero para hacerlo se necesita una cuestión clave, la credibilidad. ¿Dónde viene la credibilidad? Del trabajo. În primul rând, avem nevoie de credibilitate și credibilitatea se obține prin munca zilnică. Această muncă zilnică ne oferă un produs care este alcătuit din mai multe surse. În primul rând, articole scrise de Raul, ca de exemplu articolul publicat astăzi dimineață despre euroscepticismul și mai ales despre cum abordează acest subiect tinerii, pentru care este un lux să fie sceptic în România. În al doilea rând, avem știri care provin din agenții internaționale, precum France Press sau Reuters, care au o credibilitate consacrată. Avem și știri care provin din alte agenții naționale, cum ar fi Mediafax sau Asset Press. Și avem și un element de producție proprie, conținuturi făcute în cazul coordonat control de către jurnaliști care lucrează full-time, pe care vom încerca să le traducem. Muchísimos, pues, es dedicaré también a transmitirlos. Porque hay muchísimas noticias que pueden interesar y que pueden realmente llegar a la gente. La página es sencilla, realmente tiene pocos. Site-ul, cum vedeți, este foarte simplu, nu are foarte multe secțiuni, are cele mai importante și lângă acestea are și interviuri și reportaje.
Avem de asemenea în partea, în colțul superior, dreapta, un profil despre România cu date despre economie, despre politică, despre sănătate, despre agricultură. Toate acestea cu ideea de a oferi din ce în ce mai multe informații tuturor celor care ar putea să fie interesați și care, din păcate, nu știu aproape nimic. Poco a poco, más información a la persona que no tiene ni remota idea de lo que puede ofrecer este país. Que eso pasa mucho. También tenemos otra sección del blog, que gracias a compañeros, como por ejemplo Tarea Mercado, que está aquí con espaciados, pues podemos compartir. Avem și o parte dedicată blogurilor, unde avem, de exemplu, blogul Tarea Mercado, care este aici în sală, blogul Expatriado, ne oferă mai multe informații, interviuri și reportaje despre România, cu scopul de a ne ajuta unii pe alții, de a avea o colaborare bună cu alte instituții, cu alte firme și cu alte site-uri. Scopul este cel de a elimina aceste clișee care există despre România, pe care le constăm când vorbim cu oameni care ajung aici și se miră despre mai multe. Se surprinde de multe lucruri. Deci, realmente, eso es lo que hay que evitar. Que la gente realmente vea que es un país con muchísimas posibilidades y que se puede explotar realmente. Para terminar, me gustaría decir tres cosas así. Una, realmente, que yo espero que realmente les guste la página web. Nos gustaría realmente poder colaborar, que nos den ideas. Un sfârșit, aș vrea să atrag atenția asupra trei aspecte. În primul rând, sper să vă placă site-ul, sper să pornească o colaborare între site-ul nostru și dumneavoastră, să veniți cu idei, cu sugestii, cu orice fel de ajutor. Scopul ar fi să fim cât mai aproape unii de noi. Al doilea lucru pe care aș vrea să-l spun este că în curând va apărea un newsletter care în fiecare dimineață va veni cu principalele știri, să fim și mai aproape unii de alții, să ne simțim că suntem împreună în acest proiect motivant. Și pentru că aș vrea să atrag atenția asupra cantității de informații cu care ne confruntăm. Avem foarte multe date și ne este foarte greu să le selectăm, să le alegem, ceea ce face inevitabil să apară și greșeli. Pot fi greșeli de exprimare, pot fi și greșeli de tipar. Vă rugăm să fiți înțelegători și să înțelegeți că nu putem face nimic pentru a evita nici greșeli. No es porque no sepa escribir, es porque algunas veces se me pasa al leerlo, que lo leo dos veces, tres veces, pues se me escapa una letra, alguna palabra, un cambio algún verbo, no lo he cambiado todo, así que un poco de clemencia.